Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Câștig garantat. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. În Biblie scrie: cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. 2 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 6 la 8. Când dăruiești ceea ce îți spune Dumnezeu, El îți va da înapoi mai mult. Când știi lucrul acesta, înțelegerea ta asupra dărniciei va cunoaște o revoluție. Pavel nu vorbește despre cei ce își doresc îmbogățirea, ci despre dătătorul voios care vrea să susțină planurile lui Dumnezeu. El spune nu numai că trebuie să dăruiești, ci și că dăruirea este calea spre mari binecuvântări. Aceasta este o veste bună, mai ales pentru dătătorii reticenți, deoarece când dăruiești, poți avea uneori sentimentul unei pierderi. Când contribui la lucrarea lui Dumnezeu, nu înseamnă că pierzi ceva, ci că investești, cu un câștig garantat. Fermierul care seamănă sămânța nu o pierde, ci câștigă recolta. Îți poți imagina un fermier care se roagă astfel: Doamne, dă-mi recoltă, cred că Tu te vei implica, dar eu îmi păstrez sămânța pentru orice eventualitate? Nu cumva așa faci Tu? Dacă da, iată o veste bună. Când semeni cu generozitate, Dumnezeu se implică în finanțele tale. Îți imaginezi o situație mai sigură în care te-ai putea afla? Biblia spune: sufletul binefăcător va fi săturat. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Când dăruiești, Dumnezeu îți va da ca răsplată mai mult, ceea ce te va face să dăruiești și mai mult și tot așa. Acesta este un câștig garantat.